Doi oameni de știință români au explicat printr-un studiu care sunt beneficiile cititului. Lectura reduce stresul și stimulează creierul, spun aceștia. Potrivit unui studiu Eurostat, românii citesc mai puțin de 5 minute pe zi, iar 35% recunosc că nu au citit niciodată vreo carte. Cercetătorii spun că cei care au învățat să citească au un volum mai crescut de substanță cenușie în mai multe arii din lobul temporal și parietal. Aceștia spun că aria pentru forma vizuală a cuvintelor este o arie vizuală de asociație. Se numește ipoteza reciclării neuronale și spune că o parte din circuitele vizuale deja specializate pentru recunoașterea obiectelor se respecializează pentru recunoașterea cuvintelor atunci când învățăm să citim, spune Simina Pițur, cercetător în neuroștiințe. De ce credeți că nu mai citesc tinerii în ziua de astăzi? Păi, de ce cred că nu mai citesc? Păi nu mai citesc pentru că au altceva de făcut, ceva care ei cred că e mult mai important de făcut. Adică să se distreze, mai ales acum vara la plajă, chestii de genul ăsta. Asta e părerea mea. Sociologii spun că tehnologia este unul dintre motivele care influențează această activitate. Înainte de Revoluție stăteam chiar foarte bine pentru că nu aveam ce altceva de făcut. După Revoluție a fost explozia asta de stimul veniți din toate direcțiile care au distras atenția și mai ales televiziunea, mass media și internetul au marginalizat cu totul citirea cărților. În ultimii 2 ani nu. Care ar fi ultima carte citită de dumneavoastră? Wow! Greu! Carte de copii mici și colț alb, numai ceva de genul. Da. De ce credeți că nu mai citești tinerii din ziua de astăzi? Tehnologia avansată, telefonul ocupă mult timp, prea puțin timp de carte. Care este mai cunoscut, Florin Salam sau Mihai Eminescu? Clar, Salam. Îl ascultați pe Florin Salam? Nu, dar s-aude mai des Salam decât Eminescu. Eminescu știm de pe bani. Chiar dacă specialiștii spun că alfabetizarea ar schimba relația pe care o avem cu limbajul vorbit, potrivit studiului, 35% dintre tineri afirmă cu sinceritate că nu au citit niciodată vreo carte, iar doar 16% spun că citesc lunar. Ultima carte care am citit-o a fost o carte duhovnicească cu părintele Iustin Pârvu. Un autor favorit aveți? Nu am. Sunt mulți autori pe care îi îndrăgesc. De ce credeți că nu mai citesc tinerii din ziua de astăzi? Nu mai citesc pentru că nu-i mai atrage cititul, nu știu, ei au alte preocupări. Stau foarte mult pe internet, pe Facebook, pe mediul ăsta, mai mult online. Și nu se mai gândesc să mai se cultive, să aibă o cultură generală pentru ei. Specialiștii spun că este nevoie doar de 6 minute de lectură pe zi pentru a vedea schimbări radicale la nivelul creierului sau pentru a reduce nivelul stresului cu 68%.